Bătaie cu cuțite în centrul orașului Fălticeni din județul Suceava. Doi frați gemeni în vârstă de 17 ani au fost atacați pe stradă de alți doi frați de 19 și 15 ani. Scandalul a pornit de la un conflict mai vechi, dar și de la mai multe mesaje de amenințare pe rețelele de socializare. Incidentul s-a petrecut chiar sub privirile trecătorilor, care au rămas îngroziți. Polițiștii au intervenit, iar în urma bătăii, unul dintre gemeni a ajuns la spital. Câteva ore mai târziu, cei doi frați de 19 și 15 ani au fost agresați de victimele lor, împreună cu câteva rude. Gemenii și tânărul de 19 ani au fost reținuți de polițiști pentru următoarele 24 de ore.